10.000 de români aflați în vacanță văd cu ochii lor cum flăcările iadului au cuprins țările de pe coasta Mediteranei. Sunt deja 6 zile de pârjol în Turcia, Grecia și Italia, destinațiile preferate de ai noștri. Mii de turiști au fost evacuați în ultima clipă cu bărcile când focul a înaintat până la marginea plajelor. Pentru Turcia sunt cele mai grave incendii din ultimele decenii. Cel puțin 8 oameni au murit și aproape 100.000 de hectare de vegetație s-au făcut cenușă. Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina au trimis acolo avioane cisternă. Așadar, fiți precauți dacă plecați în concediu în aceste zone. În stațiunile turcești Bodrum și Marmaris, de pe coasta Mediteranei, pompierii duc o luptă crâncenă cu flăcările. Focul s-a apropiat din nou de stațiunea Marmaris, după ce, în ajun, salvatorii înregistraseră progrese. Alte sute de turiști au fost evacuați de urgență cu bărci private din calea Pârjolului. În ultimele zile au fost semnalate în jur de 110 incendii separate în satele și stațiunile de pe coasta Mării Egee, o regiune turistică populară a Turciei. În cel puțin 3 provincii, printre care și Antalya, aceste focare încă nu sunt sub control. Dacă pentru turiști este o nedorită aventură primejdioasă, localnicii trec printr-o adevărată tragedie. Acestor oameni din Antalya le arde pământul și nu știu încotro să o apuce și ce să facă. De fiecare dată când pericolul pare să se îndepărteze, flăcările reizbucnesc cu și mai mare furie. Deși sunt foarte aproape de stațiunile turistice, oamenii n-au primit cine știe ce ajutor de la autorități. Și-au trimis copiii departe, dar ei rămân să înfrunte bestia cu niște biete furtunuri de grădină. E atât de cald încât apa se evaporă instantaneu. Nasıl hissediyorum ben 3 günde bir biz ne yatı veririz ne oturu veririz. Abi sordum soruya baksana seni bilmemi biraz. Bilmiyorum. Flăcările au izbucnit cel mai probabil pe fondul caniculei și au fost întețite de rafalele de vânt, însă autoritățile investighează și posibile acte criminale. Yani inanın ki bir saat sürmüyor bir kilometre. Yani 10 dakika 20 dakika gibi geçiyor yani. Yani inanabilir misiniz? O kadar hızlı bir şekilde gidiyor. İçin üzgünüz. Her şeyimiz gitti. Yok oldu gitti. Bir asırlık insanların emeği gitmiş oldu. Sanki bir çocuğumuzu kaybetmiş kadar acı duyuyorum ben şimdi. Varmamıza rağmen aramadığımız yer kalmadı. Ne bir itfaiye arabası geldi, ne bir sulama helikopteri geldi. Devletin bahsettiği 30 helikopter nerede? Bana helikopter gönder. Benim canımı, malımı savunacak. Și în Grecia, 300 de pompieri sprijiniți de avioane și elicoptere fac eforturi supraomenești în condiții de caniculă extremă. Nervos amesa θέλουμε βοήθεια. Δεν έχουμε ούτε λάδι, ούτε νερό, ούτε σπίτι, ούτε σεντόνι, τίποτα, τίποτα, απολύτως, τίποτα. Flăcările care au cuprins dealuri întregi din peninsula Peloponez au făcut scrum zeci de case, magazii agricole, grajduri pentru animale și câmpuri întregi de măslini. O mare parte din insula Rodos a rămas ieri fără curent electric și fără apă din cauza focului izbucnit în zona de nord. Pompierii au evacuat preventiv zona botezată Valea Fluturilor. De ora 2-3 am început să vedem și noi fumul, am tot văzut elicoptere mergând încolo, am auzit salvări, a fost destul de complicat pentru că bătea și vânt foarte tare și a fost electricitate mai în toată insula. Am venit fericire pe la 11:30, 12, așa, noapte, s-a dat drumul la curent, am pus, a simțit foarte mult până la 12 noaptea. Situația rămâne critică și în sudul Italiei, din cauza incendiilor de pădure izbucnite tot pe fondul unor temperaturi foarte mari, de 45 de grade Celsius. Peste 800 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, iar aeroportul a fost închis. Cele mai multe incendii au fost înregistrate în Sicilia, Puglia și Calabria. Nici pe coasta estică a Italiei nu le tihnește oamenilor vara. Mai multe persoane care își petreceau vacanța în Pescara au fost evacuate pentru că flăcările se apropiau amenințător de plajă.
Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.